Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt ale și astăzi vin cu un nou videotutorial în care o să vorbim despre posibilitatea de a optimiza sistemul dumneavoastră cu o simplă setare. Pe acest canal am făcut mai multe videoclipuri de optimizare, unul dintre acestea fiind Ultra Optimizare Windows. În acel videoclip se regăsesc mai multe setări pe care le puteți face pentru optimizarea sistemului, însă astăzi, așa cum v-am spus, vin cu o simplă setare pe care o puteți face pentru a crește randamentul PC-ului dumneavoastră, nu înainte însă de a mulțumi sponsorului nostru, LKSTAJ ajută să faci rost de skinuri. Poți depozita bani sau skinuri din inventarul tău pentru a deschide cutii pentru a face upgrade în felul ăsta mărind valoarea skinului câștigat. De asemenea, poți face battle cu alți jucători, iar dacă valoarea skinurilor tale este mai mare, cu Hellcase Case ești câștigat. Folosește codul ALE pentru a câștiga și mai mult la depozitare. Iar acum haide să începem videoclipul propriu zis și să vedem despre ce este vorba. Pentru a face această setare trebuie să aveți Windows 10 sau 11 Pro. În cazul în care aveți Windows 11 Home, va trebui să instalați grup editor pentru că nu veți regăsi setarea. Eu am făcut un videoclip despre cum anume se instalează acest grup editor pe Windows 10 Home. Așadar, dacă vreți să faceți această setare pe Windows Home, va trebui să instalați grup Policy Editor. Haideți să vedem despre ce este vorba. Dăm click dreapta pe butonul de Windows, mergem pe Run și aici scriem gpedit.msc. Dăm Enter, ni se va deschide această fereastră. Vom merge la Computer Configuration, după care vom merge la administrativ template, vom da dublu click, vom merge la Windows component și vom căuta a privacy. Mergem în partea dreaptă și căutăm această setare Let Windows Apps Not in the Background. Vom da dublu click și aici se regăsește setarea despre care vă vorbesc și va trebui să o configurăm. Dumneavoastră cu siguranță aveți Not Configurate, va trebui să bifăm căsuța Enable, iar aici mergem și alegem Force Deny, adică acele aplicații care rulează în background să fie închise, să fie blocate în momentul în care nu sunt utilizate. În felul acesta ne consumând resurse, iar sistemul nostru va crește în randament, oferind resursele pe care aceste aplicații care ar putea rula în background fără știrea noastră de multe ori, să le consume în detrimentul jocurilor sau în detrimentul aplicațiilor de care noi avem nevoie. După ce am făcut această setare, apăsăm butonul Apply, apăsăm butonul OK, închidem fereastra, iar în momentul acesta, randamentul sistemului nostru ar trebui să crească. Cum vedeți acest lucru? Printr-o scădere a consumului de resurse în momentul în care nu rulați aplicații sau prin îmbunătățirea randamentului unei aplicații sau unui joc în momentul în care îl rulați. Sper că acest video tutorial să vi se pare interesant, dacă este așa nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți-l, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și de asemenea, dacă doriți să continui munca pe acest canal, puteți apăsa butonul alăturate pentru a deveni membru canalului,